Toate satele din comuna Vâlceană Mihăiești vor avea apă și canalizare din 2016. Autoritățile locale lucrează de zor la implementarea sistemului, care va fi preluat de către operatorul APAVIL, investiția urmând să fie inaugurată până la jumătatea acestui an. Fiind o comună foarte mare, noi nu putem să beneficiem de un proiect pe toată comuna. Și atunci am fost nevoiți să împărțim în trei etape. Și am împărțit în prima etapă, e vorba de Gurișoara, Scărișoara și Vulpuiești, Bârsești, partea asta unde noi avem o stație de epurare care este pe teritoriul comunei, care este folosită pentru orașul Băile Govora. Și atunci putem să mergem și noi în stația respectivă de epurare ca să putem să rezolvăm acel proiect. Suntem prinși și în strategia de dezvoltare a apă canal cu cei de la APAVIL, cu domnul director Gianu, unde vreau să-i mulțumesc pe această cale că am fost și noi prinși, și restul de sate din cele, diferența de sate care nu sunt prinse în stația de epurare de la Gora, vor fi prinse în stația de epurare de la Băbeni, unde aia va fi în etapa a doua. Acum, în funcție de vreme, în funcție de timp, noi derulăm lucrurile ca să fie totul ok. Deci, să sperăm că până la finalul, să spunem, în luna iunie, când vor începe alegerile, să am aproape toate realizările care le-am avut promise față de cetățenii mei. Pe lângă investițiile în drumuri, conducerea primăriei Vâlcene are în vedere și construirea unei săli de sport, dar și reabilitarea unui teren în satul Măgura. Vom face un teren sintetic pentru copiii care sunt din satele respective, din zona satului Măgura, unde avem și școala acolo, copiii nu au avut. Am făcut demersurile pentru încă a treia oară de când sunt eu primar, pentru sala de sport. Domnul senator Cotescu a vorbit deja la București ca să putem să rezolvăm cazul și să vină vizita în teren pentru a verifica terenul respectiv ca să putem să demarăm procedura de licitație. De asemenea, cu fonduri obținute pe situații de urgență, în satele Măgura, Rugetu și Arsanca, se va derula investiția de refacere platformă drumuri de interes local pe o lungime de 3 km. Totodată se are în vedere construirea a două poduri în Bârsești și Rugetu.